Noua coaliție de guvernare și-a propus creșterea contribuției la pilonul 2 de pensie de la 3,75% la 4,75% până în 2024. Specialiștii spun că măsura este necesară pentru că asigurările sociale de stat vor intra în colaps, pentru că în viitor vor fi tot mai puțini cei care vor cotiza și tot mai mulți cei care vor beneficia. Dar în același timp e o măsură care va pune presiune pe bugetul de stat, pentru că guvernul va trebui să compenseze din alte surse cei 1% pe care îi mută către pilonul 2. De mai bine de 13 ani funcționează pilonul 2 de pensie, iar specialiștii spun că este singura soluție astfel încât contribuabilii să beneficieze de pensie corectă în viitor. Pilonul 2 există din motive economice și demografice. Faptul că statul impozitează salariații urmând să plătească vârstnicilor pensia respectivă, creează această problemă de redistribuție și de amestec al factorului politic. Pilonul 2, pensia privată obligatorie, reprezintă un cont în care, în prezent, din impozitul pe salariu de 25% pentru CAS se duc 3,75%. Principalele beneficii pentru oameni sunt acelea că banii le aparțin, statul nu poate umbla la ei, dar și faptul că suma poate fi lăsată moștenire. Problema cu majorarea contribuției la pilonul 2 există însă. Dacă va lua din pilonul 1 un procent pentru pilonul 2, statul va fi nevoit să găsească alte surse pentru a compensa deficitul creat. Practic, pilonul 1 se finanțează din aceste contribuții sociale, care sunt taxe, da, sunt impozite. Este evident că dacă statul decide să direcționeze mai mulți bani către pilonul 2, ceea ce va mări subvenția de la buget pentru a acoperi acest decalaj. Adică statul va trebui să se împrumute sau să crească taxele pentru a putea face rost de bani. Mai există o variantă, aceea ca impozitul la CAS să crească de la 25% la 26%. În momentul în care crești cota la 4,75, trebuie să iei de undeva. Ori îmi diminuiesc pe cea pe care o virăm lunar la pilonul 1, ceea ce este puțin probabil având în vedere deficitul fondului de pensie, sau 2, vom majora taxele. Ministrul de Mis al Finanțelor, Dan Vâlceanu, a declarat după audierea din Parlament că dorește ca majorarea contribuției la pilonul 2 să fie făcută din procentul pilonului 1.